Bună ziua! Putem începe, da? Suntem în direct. Stimați prieteni, bineînțeles, având în vedere cine participă la această conferință, noi vom vorbi despre situația din circumscripția uninominală sau alegerile din circumscripția uninominală numărul 38 municipiul Hâncești. Săptămâna trecută, Comisia Electorală Centrală a autorizat desfășurarea în ziua votării, adică în ziua de 15 martie anul curent, a unui exit poll. În general, exit poll-urile sunt acele sondaje la ieșirea de la urne, conform cărora sau care prezintă rezultatele alegerilor înaintea organelor electorale. Da? De obicei, exit poll-urile se fac în toată lumea. Scopul acestora este să nu se aștepte finalizarea procesării rezultatelor de către organele electorale, dar să fie oferite mai devreme cetățenilor, așa încât deja să existe o privire de ansamblu asupra rezultatelor votului cetățenilor unui sau altui stat. De obicei, exit poll-urile se utilizează acolo unde sistemele electorale nu permit procesarea rezultatelor la scurt timp după finalizarea votării. Noi am avut în Republica Moldova, cred că 4 exit poll-uri, am avut în alegerile din martie 2005, am avut exit poll la alegerile din aprilie 2009, am mai avut un exit poll în cadrul referendumului constituțional din 3 septembrie 2010 și ultimul exit poll, sau penultimul de fapt exit poll realizat în Republica Moldova, a fost cel în cadrul alegerilor parlamentare din noiembrie 2010. După care am avut o perioadă foarte lungă de timp când nu a existat niciun exit poll, adică nicio companie nu a solicitat să realizeze un exit poll. De ce s-a întâmplat acest lucru? Este foarte simplu. Organele electorale CECU, având în vedere sistemele lor de procesare a datelor, ofereau la scurt timp de la finalizarea votării rezultate oficiale. Și de aceea nu era nevoie de exit poll, pentru că, de exemplu, la ora 10 și 22 undeva noi am început, dacă să ne referim la alegerile parlamentare, cam la 22 au început să apară rezultatele alegerilor pe portalul Comisiei Electorale Centrale, prin urmare o oră diferență între închiderea de la urne și oferirea deja primelor rezultate parțiale, de aceea exit poll-ul nu a mai avut, nu și-a aveau rost în general. Iată că în cadrul alegerilor pentru primăria Chișinău din 2019, pentru turul 2 a fost comandat un exit poll. Este primul exercițiu de așa gen din Republica Moldova după o lungă perioadă și avem un exit poll pentru circumscripția electorală Hâncești, autorizat acum puțin timp în urmă de către Comisia Electorală Centrală. Ne întrebăm care este rostul unui astfel de exit poll în condițiile în care, având în vedere câte secții de votare sunt într-o circumscripție, cred că la 9:15, 9:30, la 15 sau 30 de minute după închiderea secțiilor de votare, deja rezultatele vor fi cunoscute. De aceea, din acest motiv, având în vedere toate aceste raționamente, noi ne întrebăm și în continuare și avem dubii rezonabile că scopul acestui exit poll nu este în a oferi cetățenilor rezultate înaintea organelor electorale, dar scopul acestui exit poll este de a manipula opinia publică și acum o să-i ofer Olesei Stamate cuvântul pentru a explica și aduce la cunoștință cel puțin două modalități de manipulare a opiniei publice care ne-au fost relatate de mai multe surse demne de încredere care sunt cunoscute cu situația din cadrul acestui scrutin electoral. Bună ziua, stimați reprezentanți ai mass media, stimați cetățeni! Cu toții vedem că această cursă electorală nu este nici pe departe una corectă și nu este una onestă. Vedem concurența electorală care își permit să fraudeze aceste alegeri
prin cumpărarea alegătorilor, prin mituirea directă sau indirectă a alegătorilor. Am văzut informații publicate în presă cu privire la așa numite donații către alegători, chiar să fie ele și bilete de călătorie la tratament sanatorial care sunt oferite de către președintele Republicii Moldova. Mă întreb, care este mandatul președintelui Republicii Moldova și a instituției prezidențiale de a oferi aceste bilete de tratament la sanatoriu pentru persoanele, indiferent, pentru orice cetățean al Republicii Moldova, cu precădere în cadrul unei vizite în localitățile care se află într-o circumscripție în plină campanie electorală. Asemenea, tehnici am observat în diverse localități și, cu siguranță, atunci când vom reuși să le documentăm, vom depune sesizările respective la organul electoral. Însă, acum a mai apărut încă o tehnică. Deci este clar că Partidul Socialiștilor folosește întreg arsenalul de arme pentru a câștiga această campanie și a o câștiga absolut, deci prin minciună și prin fraudă. Ori, din punctul meu de vedere, acest exit poll este unul din elementele acestui arsenal, deoarece, cum a spus și Sergiu Litvinenko, acest exit poll nu este necesar în acest context. Deci acest exit poll deci vine de fapt sau are potențial de a manipula opinia alegătorilor. Ori un exit poll de genul ăsta poate prezenta anumite date deja preliminare pe la mijlocul zilei alegerilor, pe la orele 3-4 deja apar primele date de exit poll și acest instrument poate fi folosit cu ușurință pentru a induce alegătorii în eroare, pentru a prin a arăta că anumiți candidați au mai bune șanse de a accede în Parlament și a îndemna să voteze pentru candidații care ci că au șanse, dar nu neapărat sunt cei care au și acumulat un număr suficient sau, sau au acumulat numărul de voturi egal cu cifrele care le arată exit poll-ul. În acest context, noi venim cu un îndemn către cetățenii din circumscripția 38. Când mergeți la vot, îndemnul nostru este să nu participați la acest exit poll. Deci, cei care vor sta în afara secțiilor de votare și vor solicita opinia, nu reacționați la solicitarea lor. Unu la mână, doi la mână, nu vă lăsați manipulați de acele date care vor fi prezentate prin acest sondaj de exit poll, deoarece șansele ca acesta să fie unul cu scop de manipulare sunt foarte, foarte mari. Mulțumesc! Da. Într-adevăr, încă o dată, întrebarea logică care trebuie să o pune fiecare cetățean al Republicii Moldova sau, îndeosebi, cei care locuiesc în circumscripția sau în localitățile din circumscripția numărul 38 este următorul. Care este rostul unui exit poll dacă la ora 21:15 minute deja pot fi cunoscute rezultatele parțiale la nivelul tuturor secțiilor de votare și implicit cele sistematizate pe site-ul Comisiei Electorale Centrale. Deci, exit poll-ul are scop de a manipula, de a încerca, de a induce în eroare opinie publică, astfel încât, într-un final, să mai manipuleze un pic rezultatul final. Încă o chestiune care eu am auzit-o, la fel din surse demne de încredere, că acest exit poll va fi folosit iarăși de Partidul Socialiștilor în următorul context. De exemplu, dacă ei la orele 16 vor cunoaște că un anumit candidat merge bine și altul merge mai rău, respectiv, având în vedere că scopul Partidului Socialiștilor este să o surclaseze pe Olesia Stamati, vor îndemna toți alegătorii socialiștilor să voteze pentru oricare candidat care este la același nivel cu Olesia Stamati. De exemplu, dacă admitem candidatul Partidului Democrat, socialiștii știu, de exemplu, candidatul Partidului Democrat, admitem așa o ipoteză, este la egalitate de voturi cu Olesia Stamati, dar candidatul Partidului Socialiștilor este undeva în spate, respectiv socialiștii, având cele 500-600 de votanți siguri, vor îndemna acești 500-600
de votant să voteze pentru candidatul Partidului Democrat. Deci scopul este de a face așa încât oricine să fie deasupra sau să aibă un rezultat mai bun decât Olesea Stamati. De aceea îndemnul nostru este către cetățeni, către cei care locuiesc în această circumscripție, să nu se lase manipulați, să facă abstracții și să nu răspundă de întrebările acelor respondenți operatori care îi vor aștepta la ieșirea de la urnele, de la ieșirea din secțiile de votare. Al doilea aspect pe care vrem să-l comunicăm astăzi este despre decizia de ieri a Comisiei Electorale Centrale. Cunoașteți bine, ieri Comisia Electorală Centrală a luat decizia de a iniția procedura de excludere din cursă a candidatului Partidului Șor. Sigur că din punct de vedere politic este o decizie care avantajează exclusiv pe Igor Dodon și candidatul Partidului Socialiștilor, pentru că pe eșcherul de stânga rămâne un singur candidat, respectiv doar domnul Gațcan. Practic tot segmentul este descoperit. Pe de altă parte, dreapta există o puzderie de candidați. Sigur că ar fi bine ca toți cei candidați care sunt pe dreapta să se retragă în favoarea candidatului cu cele mai mari șanse, Olesea Stamati, pentru a nu crește șansele candidatului lui Igor Dodon de a câștiga această circumscripție. Din punct de vedere juridic, având în vedere hotărârea de ieri a CIC-ului, ieri chiar am stat, toată ședința durează vreo 4 ore, chiar am ascultat foarte atent toate dezbaterile. Ceea ce constat eu este că CIC-ul și-a revizuit jurisprudența și abordarea în raport cu examinarea cauzelor care țin de nedeclararea tuturor cheltuielilor în rapoartele financiare. CIC-ul, în general, a avut o abordare, o jurisprudență, dacă putem să o numim așa, neuniformă. Prin anii 2016 ei examinau de fiecare dată rapoartele financiare și în măsura în care constatau că un concurent electoral nu a raportat anumite cheltuieli, fie că vorbim cheltuieli în bani, fie că vorbim de cheltuieli în servicii și mărfuri, acționa proactiv în sensul sancționării acestui concurent electoral. În cadrul ultimei campanii electorale naționale, mă refer la parlamentarele din februarie 2019, deci Comisia Electorală Centrală a avut o altă abordare. Deci Comisia Electorală Centrală ezita să se expună. Noi am depus, de exemplu, 10 de sesizări, contestații față de anumiți concurenți electorali care nu și-au declarat toate cheltuielile în rapoartele financiare. De fiecare dată, Comisia Electorală Centrală nu examina în fond aceste contestații, menționând că altcineva trebuie să constate faptul că cineva nu a declarat în rapoartele sale financiare anumite cheltuieli. Iată-ne că am ajuns acum în situația în care CIC-ul iarăși a schimbat jurisprudența. Având în vedere această situație, noi chiar astăzi vom depune o contestație împotriva domnului Gațcan și vom solicita, așa cum a acționat CIC-ul ieri, să acționeze la fel și în raport cu candidatul Partidului Socialiștilor. Vreau să explic aici, se cunoaște bine că candidatul Partidului Socialiștilor a prestat servicii medicale în satul Onești și nu le-a inclus în rapoartele financiare care au fost prezentate la Comisia Electorală Centrală. Noi astăzi vom verifica încă o dată rapoartele financiare pentru a fi siguri și în măsura în care nu vom găsi raportate acele cheltuieli în servicii care au fost efectuate de către candidatul PSRM, domnul Gațcan, vom depune contestații la Comisia Electorală Centrală și vom solicita ca CIC-ul, exact așa cum a decis ieri în cazul Partidul Ușor, să inițieze procedura de excludere din curs a candidatului PSRM Ștefan Gațcan. Încă o dată vreau să reiterez, conform legii, conform codului electoral, un concurent electoral are obligația să declare absolut toate cheltuielile în cadrul unei campanii electorale. Fie că vorbim de cheltuielile în bani care pot fi realizate doar din contul fond electoral, fie că vorbim de cheltuielile în servicii și mărfuri. Toate trebuie declarate în rapoartele financiare care se depun la Comisia Electorală Centrală. În măsura în care nu vom găsi aceste cheltuieli reflectate, vom depune
contestații și vom solicita organului electoral să fie consecvent, să aplice mutatis mutandis toate acele considerente și raționamente care le-a luat în considerație ieri în cazul Șor, să le aplice și în raport cu Partidul Socialiștilor și să inițieze procedura de excludere din cursă a candidatului lor, Ștefan Cățcan. Asta a fost ceea ce am vrut noi să spunem în cadrul conferinței. Vă mulțumim și vă dorim o zi bună!